Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi hotărârea numărul 94 privind stabilirea unor măsuri suplimentare. Potrivit CNSU, certificatul verde este obligatoriu pentru accesul în mall-uri. Hotărârea adoptată vineri de guvern nu include în varianta publicată în Monitorul Oficial obligația de a prezenta documentul în centrele comerciale. De asemenea, s-au stabilit noi excepții pentru intrarea în instituțiile publice. De exemplu, pensionarii care nu sunt vaccinați pot intra în instituții precum poștă pentru a-și ridica pensia. O să doresc să vin cu unele clarificări în privința hotărârii de guvern care a fost emisă săptămâna trecută și care astăzi a fost clarificată și completată printr-o nouă hotărâre de guvern. Între hotărârea CNSU de săptămâna trecută și hotărârea de guvern care s-a emis, au fost unele diferențe care pot să spun că au fost pe baza unor neînțelegeri juridice și modul în care s-au translatat unele măsuri nu a fost foarte clar, plus că am mai sesizat anumite chestii care trebuie să fie clarificate astfel. Și dacă îmi permiteți, o să explic în hotărârea care s-a emis astăzi și care va intra în vigoare imediat când se publică, care vor fi măsurile care se vor schimba. Deci, în primul rând, în centrele comerciale nu veți găsi cuvântul mall nicăieri, pentru că nu este o definiție juridică, nu există mall în legislație, există centre comerciale și parcuri comerciale. Așa că, dacă ne referim la mall, le vom regăsi sub această titulatură. Au existat și în hotărârea trecută, la articolul 6, aliniatul 3, dacă nu mă înșel, dar unde, din nou, cum am zis, din cauza acestor aspecte juridice, erau încadrate într-o categorie care trebuie să fie cu 50% din persoane, numai că nu putem să vedem la mall cum intră 50% sau 100%. Noi avem o regulă clară de intrare la mall controlată prin certificatul verde, vaccinare sau trecere prin boală. Astfel, a fost corectată această situație, clarificată. Deci la mall-uri, la intrare, la centrele comerciale, este obligatoriu verificarea certificatului verde vaccinat sau trecut prin boală. Se va permite accesul, prin excepție, în centrele și parcurile comerciale a persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin și numai dacă sunt stabilite, cu luare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire din mall. Adică se va putea intra la un centru de vaccinare, dar trebuie organizat astfel, se intra, se vaccinează, se iese din mall. Mai e o excepție pentru centrele, pentru mall-urile care au în ele servicii publice, administrative, cum este, de exemplu, pașapoartele. Acolo se poate intra cu test, deci acolo se poate intra cu test valabil, și cu dovadă programării la centrul de pașapoarte sau la centrul de servicii comunitare care există în interiorul mall-ului. Referitor la accesul la alte magazine, cu excepția celor alimentare. Deci, atenție, în mall, la magazinele alimentare nu se poate intra decât pe baza certificatului verde, adică vaccinat sau trecut prin boală. Însă în afara mall-ului se poate intra la magazinele alimentare, la centrele care vând alimente, doar cu mască, deci respectând regulile sanitare. La orice alt magazin sau operator economic care comercializează alte produse, și aici exceptăm farmaciile, de exemplu, acolo se intră cu certificatul verde. Deci magazinele care sunt pe șosele, pe Calea Victoriei, cu tot, în afara celor alimentare, care vând alimente. Se intră acolo numai cu certificatul verde, vaccinat sau trecut prin boală. Deci, dacă sunt centre comerciale unde au magazine care sunt cu acces direct din stradă, magazinele respective au obligația să verifice certificatul verde la intrare, cu excepția celor care vând alimente. Deci, astea sunt regulile care le spun simplu. Pe linie legislativă o să citiți hotărârea de guvern, dar ca să fie clare pentru toată lumea. Pe lângă acest lucru,
Activitatea de cazare în structurile de primiri turistică va fi permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate sau trecute prin boală. Adică certificat verde, vaccinat sau trecut prin boală pentru cazare în hoteluri, în pensiuni și așa mai departe. La nivelul școlilor private, că asta a fost unul dintre subiectele foarte importante de clarificat, ea a fost prevăzută în hotărârea CNSU, care ați primit o dată trecută, nu s-a translatat în hotărârea de guvern. Hotărârea de guvern acum prevede că activitatea cu prezență fizică se suspendă pentru preșcolari și elevii în perioada de 25 octombrie, 5 noiembrie, în unitățile particulare de învățământ, inclusiv cele cuprinse în registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară. Cu alte cuvinte, prezența fizică este interzisă, nimeni nu-i oprește să facă online pentru școlile private, dar nu cu prezență fizică în școală pe perioada respectivă, aplicabil imediat de la ieșirea hotărârii de guvern. Din punct de vedere al accesului la instituțiile publice, au fost prevăzute unele și la cele private, unele excepții care ni s-au ridicat de către mai multe persoane, pensionarii care trebuie să ridice pensia, de exemplu, nu vor avea restricție să intre să ridice pensia, cei care merg pentru prestații sociale, alocații de copii, etc., pot să intre să ridice aceste prestații. Pe partea de justiție sunt excepțiile necesare, astfel încât actul de justiție și de ordine publică să poată să continue normal, fără să fie afectat de măsurile respective. În rest, intrarea în clădirile publice pentru angajați la acest moment, până va trece legea, nu este controlat de certificatul verde, dar pentru alte persoane care intră în clădirile respective, este controlat pe certificatul verde complet, adică inclusiv testarea. Poate să fie trecut prin boală, vaccinat sau testat. La fel în entitățile private, unde sunt peste 50 de persoane. Restul prevederilor cu reducerea la 50% și cu telemuncă sau cu fazarea sosirii la locul de muncă și lucru în schimburi, asta rămâne valabil. Deci cam astea sunt modificările care au fost aduse astăzi și dacă aveți întrebări, acum vă pot răspunde, vă rog. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Spuneați că ați adus lămuriri, clarificări legate de moluri. În hotărârea de guvern pe care am primit-o acum, nu este clar în continuare ce cu centrele comerciale și cu obligația prezentării certificatului digital la intrarea în mall. Sunt doar excepții de la cei care... Dacă aveți excepții, cine poate să intre fără, înseamnă că tot restul intră cu. Iar eu am să citesc... Stați un pic, vă rog. Eu stau, da. Activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru cei care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Respectiv, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-lea zi și a 180-lea zi, ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în și din centrele și parcurile comerciale. Ce nu este clar în acest articol, vă rog? Nu știu, cred că citiți altceva. Eu nu, dumneavoastră, nu știu ce hotărâre de guvern aveți. Dumneavoastră citiți din altceva, cred. Hotărârea de guvern este foarte clară. Deci avem clar că activitatea se face numai dacă intri cu certificatul cu vaccinat sau trecut prin boală. Deci eu ce v-am citit este un articol din hotărârea de guvern, care a fost emisă acum. Bun. Problema este că acest haos a apărut din cauza faptului că una este în decizia CNSU, alta se adoptă în guvern
Și deci, altceva se publică în monitor nu, oficial. Deci eu v-am zis de la început aspectul că au fost anumite neînțelegeri juridice, așa pot să le spun acum. Hotărârea CNSU este una foarte simplă și directă și vine cu propunerea măsurilor. Hotărârea de guvern, juriștii trebuie să o translateze în limbajul juridic. Și acolo uneori se mai întâmplă o situație în care între hotărârea, ce vrem să zicem în hotărârea CNSU și ce apare acolo, nu este 100% compatibil. La acest moment au fost corectate, nu pot să vă spun unde s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cine, asta n-am cum, decât să vă spun că au fost corectate, au fost clarificate și la acest moment vor fi publicate ca să fie aplicate așa cum le-am anunțat și acum câteva zile. Da, nu știu dacă m-ați înțeles. Ceea ce ați adoptat dumneavoastră în guvern, noile restricții aplicabile de astăzi, hotărâre de guvern, nu decizie CNSU, diferă de ceea ce s-a publicat în monitor oficial. Cu alte cuvinte, ceea ce ne anunțați dumneavoastră acum că s-a aprobat în guvern, noi va trebui să verificăm în monitor oficial dacă așa este. Aici deci, e problema. Eu nu știu dacă a fost diferență între hotărârea de guvern și monitorul oficial. Diferența între hotărârea de guvern și CNSU, da, a fost aici, nu avem ce ascunde, dar între hotărârea de guvern și monitorul oficial nu știu să fi fost modificări. N-am văzut astfel de modificări. Dar v-am citit acum hotărârea care completează și vedeți că are în ea toate prevederile. Nu stau să o citesc complet, că asta înseamnă să vă citesc hotărârea. O să o vedeți publicată și o să vedeți măsurile astea în ea. Da, vă rog. Silvian Trandafir, Antena 3. La ANAF, la primării, oamenii care vor să-și plătească taxele vor putea intra fără certificat de vaccinare? Plata taxelor nu cred. Vor trebui să fie totuși fie să plătească online, fie așteaptă. Și deci la acest moment am vorbit doar de prestațiile sociale, adică să ridice pensie, să ridice orice, dar nu că să intre să plătească alte chestii. Și aici chiar la orice chestie putem să găsim 100 de excepții necesare, nu vom aplica aceste excepții acum. Adică nu am dorit să facem un lockdown total într-o parte și toată lumea, unii, bineînțeles, ziceau faceți lockdown total, acum că se iau măsuri care totuși restricționează anumită mișcare și încearcă să protejeze, suntem întrebați de ce nu dăm 100 de excepții, n-avem cum. Sunt date excepții pentru a funcționa lucrurile normal în următoarele 30 de zile. Restul poate fi amânat sau peste tot se poate plăti online. Deci toate aceste dări, toate aceste taxe sunt accesibile. Cred că este ghișeul.ro și acolo găsiți cum să le plătiți. Păi și în zonele unde nu sunt digitalizate aceste servicii? Deci, adică, întrebăm altfel. În momentul în care nu-ți plătești, cineva nu-și plătește taxele și vine acasă notificare că nu și-a plătit taxa și poate să-i se pună... La acest moment o să știe toate instituțiile care sunt cu încasarea de taxe care este situația. Deci dar amânare? Poftiți? Putem vorbi de o amânare? Asta trebuie discutat la nivelul ANAF-ului și o să se discute cu ei. Din nou vă spun, la acest moment, asta sunt măsurile care se iau, nu se vor mai da alte excepții pentru intrare în clădiri publice și la noi, la minister și oriunde. Cine intră, prezintă certificatul verde. Vă dau exemplu și l-am mai dat. La Comisia Europeană am fost secretar de stat, pașaport diplomatic, cum au secretarii de stat, programat la o întâlnire foarte importantă. N-aveam certificat verde, nu mă lăsau să intru. Primul lucru care m-au întrebat e certificatul verde. Puteam și eu să spun excepție pentru cei care vin din alta țară și care au pașaport diplomatic și care sunt secretari de stat sau miniștri. Nu există. Deci au cerut certificatul verde înainte încă să mă întrebe cum mă numesc. N-aveam certificat verde, nu mă lăsau să intru în clădire. La piețe, că nu este clar. În piețele sunt numai cu mască, nu este certificat verde pentru piețe. Am înțeles. La aeroport? Pentru cei care trebuie să plece? Cei care trebuie să plece în mod normal în ziua de astăzi, oricum, n-ai certificat verde, n-ai asta, nu te lasă să pleci nicăieri. Deci, în acest moment și pentru transportul deci, intern... Deci, la aeroport nu poți pleca din aeroport dacă nu ai așa ceva. Nici o țară nu te mai primește. Aproape că este aproape blocaj complet pentru certificatul verde, și, adică condiționat de certificatul verde și de detestare la acest moment. Deci în momentul acesta în aeroport nu putem intra... În aeroport, la acest moment, nu puteți urca în avion dacă nu aveți certificatul verde. Orice avion vrem să plecăm cu el, ne cere cel puțin testarea, care este parte din certificatul verde.
De ce școlile private în acest moment au dreptul să funcționeze în online? Pentru că problema epidemică este prezența fizică. Noi nu putem să le interzicem să funcționeze online. Acolo nu mai este risc epidemiologic. Nu se infectează prin tabletă. Noi nu avem cum... Acolo e decizia la nivelul educației și tot să fie vacanță. Pentru că oricum începea vacanța la o parte și s-a hotărât să fie vacanță de 2 săptămâni. La școlile private se interzice prezența fizică, dar pentru protecția pandemică n-am cum să-i spun... Să le spun școlilor private să nu țină cursuri online dacă vor. Pentru că asta nu are nimic cu protecția epidemică. Nu se infectează prin calculator copii. Am înțeles. Mulțumesc. Doamna Niculescu, EduPedu, legat de școlile private. Am vrea să știm cine a modificat hotărârea de guvern și a scos articolul care privea școlile private. Nu era modificat, era doar nepreluat, pentru că au fost discuții juridice. Au venit diferite păreri și nu s-a inclus. În hotărârea CNSU era acolo articolul. Din cauza asta, noua hotărâre CNSU nu se referă la școlile private, care rămâne valabilă cea care a fost. În hotărârea CNSU, școlile private erau prevăzute și ele, ca și școlile publice, să, cel puțin, să se oprească activitatea fizică. La acest moment, faptul că nu s-a preluat, au fost discuții juridice, s-au clarificat acum și s-a preluat în hotărârea de guvern. Și vreau să vă mai întreb, tot legat de asta, articolul era în hotărârea de guvern care a ieșit în ședința de vineri sau nu? Adică când nu, era doar în hotărârea CNSU și nu a fost translatat în ședință în hotărârea de guvern. Și există vreo anchetă în legătură cu aceste situații? Asta nu spun eu, dacă au fost, se fac anchete sau asta. De ce eu vă spun, asta a fost situația și acum s-a corectat, deci de astăzi, de la publicarea hotărârii, vor fi corectate. Acestea. Dar totuși, pe ce considerente pot cei din privat să facă școală online și cei de stat nu? E o... Pentru că noi facem protecție, nu este discriminare, este abordare diferită. Și privatul poate să abordeze, să dea vacanță sau să meargă online. Dacă da vacanță, va trebui să hotărească când face recuperarea. Dacă merge online, nu face recuperare. Același lucru pe partea publică, deci unde este decizia Ministerului Educației în acest sens. Dar nu ar fi fost mai logic să continue cu școala online decât să schimbe toată structura? Aici nu într-un acest amănunt, asta se discută, vă rog, cu Ministerul Educației. Mulțumesc! Bună ziua, Adrian Bujoaică, Realitatea Plus. Vă rog să ne spuneți dacă angajații din mall-uri trebuie să fie vaccinați, având în vedere paralela cu instituțiile. Aceeași întrebare care am avut-o pe toate liniile. Din păcate, nu avem cum să obligăm, pentru că afectăm raporturile de muncă care trebuie reglementate printr-o lege. Deci și trebuie reglementate la nivel de parlament, nu putem să reglementăm la nivelul hotărârii de guvern. În același timp, obligativitatea pentru angajați de a prezenta, să spunem, un test negativ a fost luată în discuție la momentul prezentării la locul. Aici poate să facă acest lucru inclusiv angajatorul dacă le plătește. Dacă vrem să facă din banii lor, va trebui din nou să fie treaba asta la nivelul legii și nu la nivelul hotărârii de și guvern. Păstrând în continuare paralela cu accesul exclusiv pentru persoane vaccinate sau trecute prin boală, dacă este cazul unei școli private, să spunem așa, în care toți participanții sunt vaccinați, ei pot susține astfel de cursuri? Nu. Numai la acest moment off, adică online sau vacanță. Deci la acest moment prezența fizică, hotărârea de guvern o interzice. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, revin cu două întrebări. De ce se permite învățare online în școlile private, iar în cele de stat nu? Am răspuns acum. Și de ce mall-ul e deschis și școlile nu? A spus că școlile se vor închide ultimele. Deci, așa s-a zis, s-a luat decizia de a da vacanță la școlile publice și la acest moment oprirea prezenței fizice inclusiv la școlile private. Dar vedeți, noi am zis școlile ultime, dar noi am luat măsuri foarte dure și pe părțile celelalte, cu certificatul verde, cu limitarea accesului, cu tot, doar pentru persoanele la acest moment vaccinate sau trecute prin boală și în unele zone și pentru persoanele testate. Prezență la școală, prezență fizică, s-a considerat că este bine să fie limitată o perioadă de timp ca să controlăm acest val. Printre alte măsuri, nu se ia o singură măsură, se ia un grup de măsuri împreună. Așa că la acest moment explicațiile le-am dat pe această linie. Așteptăm să vedem dacă rămânem pe un platou, dacă continuă să crească, dacă începe să scadă, cu ce viteză scade, ca să vedem cum reușim să ieșim. Paralel, bineînțeles, și am zis-o și în altă situație, lucrul care e singurul lucru pozitiv din tot ce se întâmplă, că este că mai multă populație merge la vaccinare și cred că asta va fi, de fapt,
pasul care ne va proteja de un alt val și care poate chiar să ducă la limitarea la un anumit moment a acestui val, dacă este. Dar asta este ce pot să spun acum. Vă rog.